stătea și uitam la doctor și am spus cât de grav să fie, că Dumnezeu nostru este mai mare decât problema asta, cât este ea de gravă. Cât de gravă să fie problema asta. Dumnezeu nostru este Dumnezeu viu. Și vă mărturisesc, dragii mei, că de fiecare dată când Dumnezeu mi-a dat oportunitatea să stau de vorbă cu acei medici, oameni care câștigă între 15 și 20, 25 de mii de lire, oameni care nu ajung oricum la ei, am spus, Doamne, dacă 8 ani de zile am alergat cu această fată, cea pe care mi-a dat-o să-mi fie soție, am alergat și ne-am dus peste tot unde Tu ne-ai trimis. N-am cârtit și n-am spus nimic, am mers așa cum Tu ne-ai chemat. Astăzi este timpul să te vestesc pe tine în fața acestor oameni. Știți ce făceam? După 2-3 ore de nepuia capul, cum o să dureze, ce o să se întâmple și așa mai departe, mă ridicam, deschideam cuvântul și spuneam, da, așa este cum spuneți dumneavoastră, dar eu mai știu un lucru, că Dumnezeul meu este vin. Și încercam să-i povestesc din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu, familia mea, așa cum am spus, încă 10, mama, înainte să o nască pe Sorina, sora mea, care este mai mare ca mine cu un an, s-a dus la doctor pentru investigații. Știți ce a spus doctorul? Trebuie să o dai afară, pentru că această fată va fi handicapată. Nu știu cum ați reacționat dumneavoastră ca mame sau dumneavoastră ca tată. Să vină doctorul și să spună, trebuie să o dai afară, trebuie să faci avort. Că ești în lume, nu e nicio problemă, se poate, e la modă. Dar noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu putem să luăm o decizie de asta, pentru că, dragii mei, viața nu o dăm noi. O dă Dumnezeu. Și cum putem noi să luăm viața unui om dacă Dumnezeu vrea să dea viață? Și a spus mama mea, a luat copilul în brațe și a spus, a spus medicilor, eu n-am să fac lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu pe care mi-a dat-o, o va vindeca. Această fată nu are nos, nu știu, nos de la piciorul de el. Zic, Doamne, de niciodată, nu spune și spun. Lucrurile sunt adevărate. Vă mărturisesc când a născut-o. A făcut Dumnezeu că s-a întâlnit cu același medic. Știți ce a spus medicul? Ești o femeie neînțeleaptă și nebună. Te vei chinui toată viața ta cu această fată. Știți ce s-a întâmplat cu Sorina? S-a născut cu piciorul, cu nos lipsă. De la piciorul drept. Nu a avut un os. Și doctorul a spus, eu nu sunt Dumnezeu ca să-i fac să-i crească osul. Singurul lucru ce pot să fac este să-i pun piciorul în ghiț și atât. Zic, mai mult de atât nu pot să fac. Dar eu nu pot să-i fac să-i crească osul. Și acum, 30 de ani în urmă, dragii mei, aș vrea să vă mărturisesc că nu există tehnologia care există acum. Cu tijii, cu tot felul de operații. Nu. Totuși, a avansat tehnologia într-o repeziciune foarte mare. Pe vremea aceea nu se făceau aceste lucruri. După ce a născut-o, după ce au pus picioarele în ghiț, mama a luat copilul în brațe, a luat-o pe Sorina, s-a dus și era în parc acolo și a început să plângă și a strigat spre Dumnezeu și a spus, Tu care mi-ai dat-o, Doamne, Tu să-i dai viață, Doamne, Tu să faci această lucrare să se vadă spre slava numelui Tău, Doamne! Și ca orice mamă, acum sunteți în parc cu pruncul dumneavoastră, așa că plânge copilul sau... Nu? Oamenii care sunt în jur se uită și judecă și spun tot felul de copii, bă, tu s-o bărbat, s-o uită la o parte în casă, ce își iubi femeia asta? Chiu de ce? Nu este adevărat. Se gândește ca om, te gândește pe toate laturile. Dar ea avea o durere în suflet pe care nu știa decât ea și cu Dumnezeu slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Când a ajuns acasă cu copilul, după un an de zile a scos gipsul, știți ce s-a întâmplat cu Sorina? Sărea ca un pinguin din pat în pat, așa sărea. Mama s-a uimit, s-a uitat. Și a spus, nu se poate, asta este o minune. Cum adică? Cum se întâmplă acest lucru dintr-o dată? Când s-a dus la doctor, Dumnezeu a făcut același lucru să fie același medic, dragii mei. Și când s-a dus acolo, radiografia făcută înainte să se nască, după ce s-a născut și după ce i-a scos picioarele din ghiț, știi ce s-a întâmplat? Osul a crescut nu știu cum. Nici în ziua de azi nu pot să-mi dau seama și nici medicul a spus că este o minune dumnezeiască. Dumnezeul nostru este viu, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu mi-a dat acest har, dragii mei, și le-am povestit acestor oameni și le-am spus despre Dumnezeul care este viu și poate să facă minuni. Și am multe minuni, deși timpul fuge, dar am multe minuni și am multe experiențe prin care Dumnezeu m-a trecut și am văzut puterea Lui. Vă vorbește un om care a trecut prin multe. Avem un Dumnezeu care este viu, slăvit să fie numele Lui. Puneți-vă toată încrederea în El, că acest Dumnezeu nu vă va da de rușine.